Astăzi reacționăm la istoria lui Granny și a lui Gramp. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marius Iancu și bine ați venit la un nou episod creepy la mine pe canal. Ei bine, într-un fel, clipul ăsta este o continuare de la primul clip în care am făcut istoria lui Granny, deoarece foarte, foarte mulți dintre voi mi-ați scris la comentarii: Marius, cumva, dacă poți, fă și istoria lui Gramp. Ei bine, fraților, astăzi vă surprind cu un nou clip foarte, foarte mișto, deoarece astăzi vom reacționa la istoria lui Gramp. Grandpa și a lui Granny, adică mai exact o să ne spună istoria lui frățiorul nostru Grandpa și totodată o să ne zică cum s-a întâlnit el cu Granny și chestii mai detaliate din episodul trecut. Mai exact, fraților, primul episod a fost despre Granny, însă totodată a fost și despre personajele din primul joc Granny. Acum facem din Granny Chapter 2, pentru că știți că în Granny Chapter 2 apare și Grandpa. Nu uitați neapărat, fraților, să apăsați butonul de like dacă mai vreți episoade de genul și să vă abonați la acest canal și totodată să vă duceți în descriere să lăsați un like și un subscribe la frățiorul nostru Cafe TV. Foarte, foarte mișto. Haideți să începem, să nu mai pierdem vremea, să vedem despre ce este vorba. Let's go! Deci este un videoclip de doar 5 minute, însă vă garantez că este super horror. 3, 2, 1 și începe. Let's go! Hai să vedem. Sometimes Granny's house remains empty. When you're a prisoner, sometimes Granny leaves you alone at home. But where does Granny go? Ok, băieți, deci a zis că și că câteodată când ești prizonierul lui Granny, rămâi singur. Câteodată când ești prizonier la ea în casă, te lasă efectiv singur. Dar unde se duce Granny? Păi bănesc că și la soției, fraților, la frățelul nostru Grandpa. She goes to the Grandpa. Ne, eram sigur și la Grandpa. Cu mașina ei. But why? Opa. Dar de ce? How does she know him? Cum l-a cunoscut? To Grandpa to deliver the diary of Slenderina. Deci Granny se duce la Grandpa pentru a livra acel jurnal al lui Slenderina, care apare și în joc, din câte am înțeles, fraților, și dacă ați văzut, dacă n-ați văzut, uitați-vă la primul episod. Este un jurnal pe care Slenderina i-a lăsat lui Granny. In which all her history was kept. Da, fact, toată istoria a fost. The house of Grandpa was safer than Granny's. Ah, ok, frate, și că de fapt casa lui Grandpa este mult mai sigură decât a lui Granny, știi ce zic? Adică are mult multe capcane și este un loc mult mai safe să țină jurnalul. Dar cine este Grandpa? Grandpa was Granny's husband. A fost soțul lui Granny, toată lumea știe. Granny was a widow. Dar dacă vă amintiți, fraților, Granny a fost o văduvă, da? După cum știți, a fost o văduvă. What happened between the two? Let's start many years before the curse. Bun. And the misfortune of the castle of Slenderina. Ok, fraților, iar acum începe oficial povestea. Se întâmplă cu mult, mult mai mult timp înainte să fie Granny blestemată și să-i moară toți, Slenderina, Slenderman, toți ăia. Granny and Grandpa had married happily and had spent their wedding years in Granny's house. Ok, fraților, deși că ăștia sunt ei doi, nu știu dacă ăștia sunt ei doi, încât și că s-au măritat și au avut o căsnicie fericită în casa lui Granny, casa aia lui Granny, în care, gen, mafioții l-au omorât pe taică-su, dacă vă aduceți aminte. Grandpa was a carpenter. Era un carpenter. He had a passion for technology. Avea o pasiune pentru tehnologie, wow. Years later, they had a daughter. Au avut Angelina. O fică, Angelina. Slenderina's mother. Mai exact, mama lui Slenderina, după cum știți. One day exploring the places near Granny's house, Grandpa discovered the mansion. Asta știți, fraților, deja. He opened a crowbar, and inside he saw that there were bags of coins. He began to pick them up. But Crasu came out of the darkness and bit him in the face. Deci, fraților, asta știți și de data trecută. Este o mică istorie și de data trecută, adică Grandpa s-a dus odată, a ieșit, în sfârșit, din casa lui Granny, s-a dus și a găsit un mansion, de asta o casă în mijlocul pădurii, unde a fost atacat de acea fantomă. Grandpa left the mansion. Și a murit aici. Da, însă Grandpa a murit aici. Da, a picat jos și a murit. Seeing that Grandpa was not coming back, went to look for him and found him dead. Ok, Granny a văzut că nu se duce și l-a găsit acolo pe frățiorul nostru. Granny buried him behind the house. L-a îngropat în spatele casei. Then time passed. După a trecut timpul, fraților. Slenderman came. După a venit Slenderman acasă, Slenderman a fost... Și aici, fraților, deja trecem la următoarea parte. Aici s-a întâmplat deja blestemul, a venit și Slenderman și Slenderina. Granny learned that Slenderina was dead. She tried in every way to bring her husband to life. It was at this time that he discovered Liv. The future husband of Slenderina. Aici a descoperit și pe Liv, următorul soț al lui Slenderina. Liv was not yet a vampire. Liv încă nu era vampir. Experimenting in his laboratory. Acolo atunci a făcea experimente, dacă vă amintiți. To bring Grandpa back to life. He accepted, and after recovering Grandpa's body, the experiment began.
Iar după, fraților, a început experimentul lui Granny. Aici, fraților, ea împreună cu ălălalt a încercat să-l aducă la viață pe Grandpa. He poured a potion into Grandpa's mouth. A pus ok, asta nu știam. Deci, ci că a pus o poțiune în gura lui. And then ordered Granny to bury the body and wait a few days. Ok, fraților, fiți atenți, deci i-a pus o poțiune în gură, i-a pus și ceva apă, iar după i-a zis lui Granny să-l îngroape pe Grandpa și să aștepte câteva zile. Then he left. După el one a plecat. Day, Granny, she went out into the garden. Și că odată, mamă, asta n-am, deci de aici cred că începe noua poveste. Și că Granny într-o zi s-a dus în grădină. Grandpa had come out of the ground. Și o văzut pe Grandpa cum efectiv iese din pământ. Then found him behind. Și după l-a găsit acolo. Era schimbat. He didn't speak. Nu vorbea. He could see, but it wasn't that good and he was deaf. Ok, fraților, deși că mamă, uite chestiile astea nu le știam, băieți, deși că l-a văzut pe Grandpa, era schimbat, putea să vadă, însă era surd, nu putea să audă. Granny noticed that Grandpa had not lost his abilities. But it was strange. He didn't answer and he didn't reason. Ok, ci că efectiv îi spunea chestii lui Grandpa și ăsta nu răspundea dacă era surd normal, fraților. Adică se comporta foarte, foarte ciudat. Acum, bă, scuzați-mă pe mine, băieți, dar cum vă aștepta să se poarte un om care printr-un experiment a fost sculat din mort? Adică n-are nicio logică. And Granny was afraid. Și lui Granny era frică. Opa, deci lui Granny era frică de Grandpa. He was just different. Era diferit. After a while, Granny decided to take him to an old house near the river. Da, după asta, Granny a decis să-l ducă la o casă de lângă râu. Da, era un nursing home aici, v-am zis și înainte. Then Grandpa began to kill all the nurses with a crowbar. Wow, asta nu știam, fraților, deși fiți atenți. Și că Granny l-a dus pe ăsta la casa asta unde erau cu asistente. Bănuiesc că încerca într-un fel să reabiliteze, să-l trateze. Dar Grandpa ăsta a nebunit și au omorât toate asistentele cu o rangă. Deci Grandpa a omorât efectiv toate asistentele cu o rangă. One night with the boat that he had built, Grandpa retraced the sewers to the river and found Leaf's house. Ok, fraților, fiți atenți, deși că după ce le-a omorât pe toate și a construit o barcă și a plecat din acel, după cum am zis, casa aia de asistente, era lângă râu. A reușit să se ducă prin canalizare și să iasă pe râu și a ajuns la casa lui Leaf, adică viitorul soț al lui Slenderina. Adică Leaf era băiatul ăsta care l-a reînviat. Dar nu era acolo. Leaf a plecat. A fost deja transformat într-un vampir. Grandpa stole Leaf's potions. Mamă, și că a furat poțiunile lui și s-a dus înapoi acasă. Coming down from the boat, a potion fell into the water where a small octopus lived. And you know. Oh! Fraților, what? Ok, poate ăștia care a jucat jocul știți chestia asta. Deși că după, Grandpa a intrat în acea apă unde trăia o mică caracatiță. Și de aici știți voi, dacă cumva știe să-mi explice cineva care a jucat jocul, să scrie în comentarii care-i treaba cu caracatița aia și dacă cumva există în joc. On that day, the disgrace în acea seară, atunci a venit efectiv blestemul. And Granny transformed into a zombie. Și Granny s-a transformat într-un zombie, adică... And had gone to get Slenderina's diary and teddy bear. S-a dus să-și ia chestia asta, Slenderina. Sometime later, Granny realized that Slenderina's diary was in danger at her home. Ok, și după câtva timp, fraților, ea a realizat, știți că din povestea trecută, știți că toată chestia asta cu jocul Granny, că tu ești prizonierul ei, e pentru că ea apără jurnalul Slenderina. Însă, fraților, odată, după mult timp, a realizat că, bă, având atâția prizonieri și după cum a zis și la începutul videoclipului, casa lui Grandpa era mai sigură, ar fi mult mai bine, bănuiesc, fraților, deși a dat seama că jurnalul lui Slenderina e în pericol aia. Bănuiesc că a decis să mute jurnalul la casa lui Grandpa, căci era mult, mult mai sigură. Hai să vedem. So she took the diary to Grandpa's house. După cum a zis, fraților, deci a înghițit. Both decided to protect him and devised a trap by hiding keys and placing cameras. Ok, deci că mama au pus și camere, au pus și chei, deci efectiv au protejat 100% jurnalul ăla. Uitați-vă aici, fraților. Mamă, ce e? Now there are two in this house. Acum sunt doi în casa asta. Mamă, e mult mai greu. If you want to enter, dacă vrei să intri, n-ai absolut nicio șansă. Au două, deci te pot omorâ prin două moduri. They feed you to a giant octopus. Ci că, da, uite, te dau, deci două moduri să te omoare. Eu v-am zis, frate, nu prea mai jucat Granny, nu prea știu cum stă treaba. Ori te dau de mâncare la o caracatiță gigantică.
And two, they block doi? You in an Iron Maiden. Sau te blochează într-o... Mamă, te blochează aici cu acele... Mamă. Cu chestiile alea ascuțite, fraților, și cred că te-ai dus. Mamă, amândoi. Iar aici s-a terminat, fraților, istoria lui Grandpa. Deci, bă, am aflat foarte multe chestii despre el, totodată, băieți. Deci, după cum vedeți, tot scopul acestui joc cu Granny și tot scopul lor este să apere jurnalul lui Slendrina. Poate, într-o zi, fraților, dacă avem multe like-uri, o să fac și istoria lui Slendrina, ca să vedem, băieți, într-un final cum stă treaba. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius, cum pare rău că este așa scurt, băieți, însă așa a fost clipul ăsta. Pam, pa, pa, toți, pa, pa!